Radu, victorie clară astăzi cu Pietrari. Vă așteptați să învingeți la un scor așa de categoric? Sincer, cred că e mai greu la nuntă decât la promoție, aici unde jucăm, dar este bine că ne menținem. Jucăm de plăcere și venim să alergăm. Nu se poate vorbi de promovare, vă aflați pe ultimele locuri în clasament. Deocamdată noi ne strângem și, cum v-am spus, jucăm de plăcere și domnul Zotic n-a spus nimic de promovare. Ne-a spus să venim pur și simplu să jucăm. Atât și nimic mai mult. Am văzut că la mai multe faze te-ai dus chiar în atac, ai fost chiar aproape să marchezi. Îmi place să alerg, de asta să zic așa. Nu prea au avut băieții faze la poartă și am zis, dacă tot am venit, să alerg. Te-ai retras la promoție, nu mai ești în fotbalul de performanță, să spunem așa. Vin de plăcere, momentan m-am axat pe altă treabă și cât timp stau acasă, vin aici la promoție și joc. Te tentează o carieră de antrenor în viitor, la junior sau la seniori? Nu știu ce să spun momentan, dar nu este exclus și această variantă. Mulțumim mult și baftă! Și eu vă mulțumesc, baftă!